Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Începem o nouă emisiune dedicată dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. Astăzi i-am invitat la dezbateri pe reprezentanții Partidului Popular Creștin Democrat, reprezentat de Radu Bușilă, domnul Constantin Ciorbă, care reprezintă Partidul Forța Poporului, și Oleg Cernei, candidat independent. Bună ziua și bună seara și bine v-am găsit. Bună seara. Pentru început vă propun să audiați cu atenție care sunt regulile dezbaterilor electorale organizate de Jurnal TV, după care vom demara cu fiecare rundă în parte. În primul rând veți avea câte un minut pentru fiecare, pentru mesajul de salut adresat votanților. 2 minute de răspuns pentru fiecare, pentru a răspunde la întrebările personalizate ale moderatorului. Urmează runda de discuții libere, la care veți avea 6 minute per total. În aceste 6 minute, în acest răstimp, veți avea timp să răspundeți la întrebările interlocutorilor, concurenților din platou, și să acordați întrebări. Respectiv, veți avea drept și la replică. Atunci când nu vă satisface răspunsul, puteți să interveni, puteți să oferi replici sau ulterior să faceți completări și precizări. Va urma, după această rundă, întrebări blitz. Veți avea câte 20 de secunde să răspundeți pentru fiecare întrebare, în total fi 3 întrebări, și spre final câte un minut pentru un mesaj de final adresat moldovenilor. Da? Pe final, pentru ca să vă voteze. Așa. Începem cu runda întâi. O să începem în această ordine cu domnul Cernei. Aveți, poftim, un minut la dispoziție ca să vă adresați electoratului. Stimați telespectatori, iată, demarează și aceste dezbateri electorale. Din păcate, nu putem să avem aceste dezbateri cu reprezentanții actului guvernamental. Observați că această prăpastie între cetățeni și putere este una enormă. Percepția de corupție actuale guvernări la fel este una enormă. Neîncrederea cetățenilor față de actul de guvernare, inclusiv de sistemul de partide politice, este una enormă. Sau în Parlamentul Republicii Moldova trebuie să avem oameni cu verticalitate, cetățeni care să fie delegați de dumneavoastră în Parlamentul Republicii Moldova și nu mașina de vot care există în actualul Parlament, unde decid 2-3 oameni, și cred că trebuie să promovăm principiul să votăm omul și nu partidul. Sau dialogul între partid și cetățean încetează a doua zi după campanie electorală. Vin în această campanie electorală hotărât, convins că voi fi nu numai primul candidat înregistrat în cursa electorală, dar și primul deputat independent în viitorul Domnule Parlament. Cernei, domnule Ciorbă, aveți cuvântul, poftim un minut la dispoziție pentru cuvântul de deschidere. Stimați telespectatori, sunt reprezentantul Partidului Forța Poporului. Acesta, de fapt, este un partid nou, mai bine zis, relativ nou, pentru că 2 ani este totuși este o experiență pentru un partid. Suntem pentru prima dată în campanie electorală. Avem de punctat câteva momente unde vrem să punem accentul pe dezvoltarea economică a țării, care astăzi, după cum cunoaștem, este într-o stare deplorabilă, și celelalte domenii sunt direct proporționale cu dezvoltarea economică a țării, pentru că nu există o țară economic prost dezvoltată, dar un sistem, spre exemplu, educațional bine dezvoltat. Acestea sunt legate între ele. Sunt mari probleme, avem la educație, probleme avem în sectorul medicinei și, bineînțeles, culmea este justiția de Republica Moldova și procuratura. Noi avem un program bine pregătit, un program foarte concret. Avem un colectiv de persoane, de specialiști, care sunt sigur că vom putea rezolva problemele domnule în țări. Ciorbă, domnule Bușel, aveți cuvântul, un minut la dispoziție pentru adresarea de început. Mulțumesc, stimați cetățeni. Țara noastră a ajuns în cea mai cumplită criză de la independență încoace. Avem o clasă politică coruptă, vasală marilor puteri, slabă din punct de vedere profesional. Sărăcia, corupția, problemele oamenilor, salariile, pensiile mici au făcut ca oamenii să plece peste hotare masiv. Pentru a face ordine avem nevoie de o mână forte la conducerea țării. Partidul Popular Creștin Democrat înaintează o echipă tânără, energică, competentă și profesionistă. În fruntea listei electorale este Iure Roșca, cel mai experimentat politician. El a elaborat concepția de dezvoltare a Republicii Moldova. Planul Roșca reprezintă câteva idei, cum ar fi neutralitatea permanentă, stat de drept, independență economică, stat, patriotism economic și neutralitate permanentă. Între Uniunea Vamală și Uniunea Europeană, noi alegem Republica Moldova. Alegem un stat puternic din punct de vedere economic. Sigla noastră este Planul Roșca, numărul 2 în buletinul de vot.
Mulțumesc, domnule Bușilă. Trecem la runda a doua. În această rundă aveți 2 minute pentru a răspunde la întrebările moderatorului și o să vă rog să fiți atent. Ultimele secunde aveți semnalul sonor. Încercați să vă încadrați în timpul oferit. O să începem de această dată cu domnul Ciorbă. Partidul Forța Poporului este unul dintre partidele extraparlamentare care a declarat război oligarhilor de la putere. Este adevărat, este și în programul partidului scris acest lucru. Explicați cu ce pârghii atunci veți reuși să eradicați acest fenomen dacă ajungeți la putere și cum veți cere să fie combătut cu mătrismul, nepotismul, interesele economice și de clan în instituțiile de stat. Vă rog, două minute. Vă mulțumesc. Da, într-adevăr, președintele Partidului Forța Poporului, domnul Nicolae Chertoacă, este acela care, de fapt, a introdus acest termen. De fapt, oligarhii, termenul de oligarh a fost introdus mult mai înainte, dar în Republica Moldova, față de economia țării care se folosesc acele persoane care sunt la conducere, acest termen a fost introdus de Nicolae Chertoacă, președintele nostru. Când am venit la guvernare, la multe întâlniri, pe noi ne întreabă, totuși, cum o să luptați cu oligarhii? Foarte simplu. Noi vom pune pe masă acele scheme, pentru că noi cunoaștem toate schemele, toate fraudele, schemele prin care se fraudează și economia și toate sferele de activitate din țară și numai cu acele partide care sunt de acord sau acele formațiuni care sunt de acord să distrugem schemele, să distrugem acele pârghii cu care statul este furat și fiecare cetățean și numai în acest caz vom merge la coaliție cu un alt partid, adică care au aceleași viziuni ca și partidul Forța Poporului în acest sens. Mai aveți la dispoziție aproximativ un minut, dacă îl utilizați sau nu? Da, chestia este că oligarhii sunt nu numai într-un singur domeniu. Oligarhia nu este altceva decât acele grupări mafiotice care sunt în businessul mare. Businessul mic și mijlociu, de fapt, a rămas cel mai neprotejat în Republica Moldova. Iar businessul mare s-a contopit cu conducerea țării, cu ministerile care conduc diferite ramuri din Republica Moldova și împreună, pentru prima dată, iarăși Nicolae Chertoacă a introdus așa numit stat sau instituțiile statului luat în captivitate. Acestea nu a fost format de altcineva decât aceiași oligarhi din Republica Moldova, pe care a fost încă pus de către comuniști și acum a fost preluat de partidele care sunt la guvernare și se folosesc de dânsul în continuare pentru a fura, pentru a ne depista de bunurile materiale și de acele surse financiare și materiale de care noi, de fapt, ar trebui să beneficiem. Așa și-am rămas până la sfârșit ca țara cea mai săracă din Europa, da? Și țara cu cele mai mici salarii, cu cele mai mici pensii, etc. Domnule Ciorbă, vă mulțumesc. Domnule Cernei, spuneți-ne, vă rog, ce măsuri concrete veți propune pentru reducerea cheltuielilor de întreținere a aparatului de stat, dacă ajungeți în Parlament? Deci, în primul rând, aparatul de stat este acel aparat birocratic care asigură activitatea instituțiilor statului, adică vorbim de ministerie, departamente, administrație publică locală, deci tot aparatul funcționarilor publici care fie la nivel central sau fie la nivel local. Eu cred că aici putem vorbi de 2 componente în cadrul aparatului birocratic. Este vorba despre modul de angajare în funcție a acestor funcționari. Deci, în Republica Moldova avem un sistem prin care promovarea în funcție se face pe alt criterii decât criteriul de concurs, de competență și după principiul de meritocrație. Deci avem principiul de promovare pe sistemul de partide politice, cu mătrism, nepoți. Deci la noi, practic, după ce unele partide vin la guvernare, sunt partajate funcțiile de la șef de stat, procuror general, ministru, șef de departament, până la cel mai mic funcționar. Iată, cred că în momentul ce a fost semnat acord de asociere cu Uniunea Europeană, trebuie să promovăm criteriul de competență și de concurs în angajarea în funcțiile publice. Eu cred că trebuie să majorăm salariile funcționarilor publice pentru a nu permite promovarea corupției. Sau lipsa salariilor și lipsa unui nivel de salarizare la nivelul funcționarul de simplu, pentru că cea mai mare corupție sau sistemul birocratic se manifestă la nivel central. La nivel local, vai de aparatul celor funcționari care sunt la primările din comunile noastre. Deci eu cred că este foarte important să avem un aparat, un sistem de administrație publică competent, profesionist, angajat în bază de concurs după principii de competență și nu după oligarhizarea aceasta politică, care astăzi oamenii sunt descurajați
de faptul că partidele politice nu angajează oamenii cei mai competenți. Avem tineri care au absolvit în afara țării și care nu pot să-și găsească un loc de muncă aici în țară. Vă mulțumim. Urmează runda a treia, runda discuțiilor libere. Fiecare dintre dumneavoastră are 6 minute la dispoziție, dar nu înainte ați vorbit, domnule Bușilă, nu ați vorbit dumneavoastră. Exact. Da. Exact. Domnule Bușilă, mă iertați, nu era să trecem, cu siguranță, mai există și oameni care urmăresc acest proces. Vă rog să răspundeți la următoarea întrebare. Din ce surse va asigura PPCD suveranitatea economică pe care am întâlnit-o în planul Roșca, am văzut-o? Reindustrializarea țării, majorarea salariilor, pensiilor, având în vedere că astăzi mai mult de o treime din PIB-ul țării este alcătuit din remitențe. Este o problemă pentru țara noastră că astăzi o treime din PIB-ul nostru este alcătuit din remitențe. Astăzi 12 și respectiv 13% din PIB-ul nostru este constituit din agricultură și din industrializare. Noi considerăm că economia națională trebuie să fie reindustrializată, pentru că astfel de sectoare a economiei, cum sunt agricultura, când într-un an noi nu avem secetă, nu avem ploaie, avem pierderi colosale. Iar în industrie noi știm cu toții că acolo calcule și toate calculele de punct de vedere economic sunt planificate. Deci, în primul rând, vom atrage investițiile și vom susține întreprinderile mici și mijlocii. Eu sunt ferm convins că guvernul trebuie să facă o coaliție cu întreprinderile mici și mijlocii împotriva oligarhiei, împotriva marilor companii, care controlează practic fluxurile și fluxurile economiei naționale. Producători autohtoni, ei trebuie susținuți prin facilități fiscale, prin înlăturarea celor controle inutile, prin sporirea eficacității și prin sporirea unui climat investițional în țara noastră. Eu cred că trebuie mărite taxele de import pentru cei care importă din străinătate în țara noastră, astfel încât producătorii noștri autohtoni să poată vinde marfa sa pe piața internă la un preț mai mare. Uitați-vă, noi astăzi avem, vă dau orice exemplu, ciocolată. Noi avem ciocolată din Ucraina sau din alte părți mai ieftin decât ciocolata noastră Bucurie. De ce? Pentru că ei au facilități fiscale la vamă foarte și foarte bune. Ei importă și lor le iese mai mult, mai profitabil cu tot cu transport, cu tot cu facilități fiscale decât bomboanele noastre. Respectiv, toate produsele, începând de la miere, cartofi și usturoi, sunt importate de peste hotare atunci când producătorul nostru nu le poate realiza pe piața noastră internă. Asta înseamnă economie de piață, pe de altă parte, și economia de piață dezvoltată, asta și presupune piețe de desfacere. Bine, acum suntem la runda pe care am și anunțat-o în prealabil, runda probabil cea mai interesantă pe care o așteaptă toată lumea, inclusiv cei care sunt acum acasă și vă așteaptă mesajul pentru... Ca să fie siguri atunci când merg la urnele vot cu cine să voteze, o să rog acum să înceapă domnul Bușilă. Puteți acorda câte o întrebare pe rând concurenților din platou, domnului Ciorbă sau domnului Cernei, și evident să mai interveniți, să vă oferiți replici. Veți fi cronometrat la secundă după fiecare, inclusiv și întrebările dumneavoastră. Poftim, domnule Bușilă. Mulțumesc. Domnul Ciorbă, vreau să acord o întrebare. Deci noi știm cu toții că astăzi o serie din structurile statului au fost subjugate și sunt controlate din punct de vedere politic astăzi. Mă refer la instituțiile statului care, prin definiția lor, nu trebuie să fie controlate din punct de vedere politic. Ce măsuri veți... De asemenea, știți că o parte din structurile noastre au fost acaparate în punct de vedere ilegal și sunt practic controlate prin intermediul multor structuri offshore. Ce măsuri intenționați să întreprindeți la acest capitol pentru regresarea situației? Da, vă mulțumesc, domnul Bușilă. Chestia e că în programul partidului nostru este clar stipulat cum vom distruge aceste scheme. În primul rând, ați avut dreptate, chiar ați dat și un răspuns la întrebarea care a spus-o. Cea mai mare greșeală care a fost efectuată de către guvernatorul de astăzi a fost aceea că mare majoritate a instituțiilor de stat au fost partajate. Nu am întâlnit sau nu știu o altă țară unde procuratura trebuie să-i aparțină unei persoane. Sau, eu știu, Ministerul Justiției aparține cuiva. Uitați-vă în orice stat, spre exemplu în Italia, acel miliardar Berlusconi fiecare săptămână se afla în instanțe de judecată.
Dați-mi, spre exemplu, un exemplu de Republica Moldova, unii, cel puțin unul din parlamentari sau eu știu, sau din funcționari de stat, care ar fi tras la răspundere sau ar fi să ajungă dosarul până în judecată. Cel puțin nu cunoaște. Am avut chiar în Parlament, am avut persoane care chiar judecați și ședeau bine în fotoliile Parlamentului. De aceea sunt pur și simplu trebuiește aceste instituții trebuie să partajate. Aceste instituții să aparțină trebuie să fie ori pe lângă președinte. Încă un lucru care s-a comis, eu știu, considerăm noi o mare greșeală, când Parlamentul a hotărât ca prima persoană statului, adică președintele țării, să fie ales în interiorul Parlamentului. Considerăm că asta e o greșeală foarte mare și ca și după experiența altor state, președintele țării trebuie să fie ales de către popor, direct de către popor. Atunci, multe instituții și o parte, instituții, cel puțin acele instituțiile ce țin de justiție, procuratură și așa mai departe, trebuie să fie sub controlul președintelui, care de fapt apără interesele cetățenilor. Și atunci aceste lucruri vor putea fi evitate. Iar ce ține de schemele care sunt, schemele sunt evidente, le cunoaște mare majoritate a lumii și ele pot fi ușor, ne putem ușor debarasa de ele, dacă pur și simplu în legislație, pentru că noi legi avem destul de bune, numai că aceste legi nu funcționează. Nu funcționează, iarăși, din simplu motiv, că fiecare minister sau fiecare instituție de stat aparține unei persoane. Lucru care, evident, trebuiește strivit. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebarea dumneavoastră pentru domnul Cernei. Domnule Cernei, deci vreau să adresez următoarea întrebare. Noi, împreună cu colegii noștri din cadrul Asociației Juriștilor Creștini Democrați, la timpul respectiv, am făcut o amplă analiză juridică, nu știu dacă mi-a sunteți la curent, chiar care am expus-o chiar în această lucrare, se numește uzurparea puterii de stat. Noi am demonstrat cu lux de amănunte, eu ca jurist, cu alți colegi de mei, că puterea de stat la noi în țară a fost uzurpată. Știți foarte bine că procedura de alegere și a fost încălcată, și anume termenul de alegere acestuia. La fel, un președinte interimar a propus cabinetul de miniștri, a fost ales un prim-ministru care a fost valabil, lucru care este inadmisibil într-o stat de drept, într-o societate democratică. Noi am făcut demersurile respective atât la procuratura noastră generală, cât și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ce viziune, ce părere aveți dumneavoastră și cum credeți aceste persoane trebuie să poartă o răspundere pentru uzurparea puterii de stat sau nu? Da, eu vreau să vă zic că, în primul rând, alternanța la guvernare, indiferent de culoarea drapelor partidelor politice, a fost cu grave devieri de la norma constituțională. Eu mi-aduc aminte și despre faptul cum PPCD-ul în 2005, în aprilie, a votat pentru președintele Voronin și, practic, moralitatea acestui partid a decăzut în fața legătorilor și în felul ăsta ați ajuns în afara Parlamentului. Vreau să zic că dictatura lui Voronin împreună cu PPCD-ul până în 2009 a fost una devastatoare pentru democrația Republicii Moldova. De aceea, ceea ce spuneți dumneavoastră că a fost uzurpată puterea de stat prin alegerea șeful statului, eu cred că criza politică prin care de două ori a fost dizolvat Parlamentul în 2009 și 2010 pentru faptul că nu s-a găsit acel vot de aur pentru a fi votat președintele, a dus la ceea că am avut o criză constituțională și cred că în viitorul Parlament, chiar am în program electoral, primul lucru care trebuie să facă viitorul Parlament, voi propune modificarea Constituției privind alegerea directă a șeful statului pentru a evita această criză politică. Plus la aceasta, cred că la momentul actual, Parlamentul Republicii Moldova, care este organul suprem, trebuie ca reprezentanții care sunt aleși în mod direct, fie partide politice sau candidați independenți, trebuie să modificăm sistemul electoral de asemenea manieră ca să fie un sistem mixt. Deci 50% din parlamentari să fie ales pe circunscripții uninominale, adică cetățenii să-și delege deputații în mod direct și 50% trebuie să fie pe criterii politice. De aceea, pentru a evita deraparea de la normele constituționale de care dumneavoastră ați abordat mai sus. Eu ca replică, așa pur și simplu, domnul Cernei, am crezut că de la 4 aprilie 2009 2005, dumneavoastră ați evoluat. Dar, din păcate, m-am înșelat. Nu, eu am evoluat. Pur și simplu, moralitatea, faptul că 20 de ani, generații de tineri, intelectuali, pedagogi, au crezut în mesajul unionist românesc a PPCD-ului și Iurii Roșca îl vedem acum cu un mesaj prorusesc. Deci, iată tragedie că oamenii au avut niște repere morale. O
Oamenii au înghețat în piață în 2000 cu Iuri Roșca acolo. Și unde e acum Iuri Roșca? Iată problema. Problema este că nu avem moralitate, nu avem lideri politici autentici care să aibă verticalitate. Și eu cred că cel mai tragic și cea mai mare decădere a unui partid politic a fost anume PPCD. Prin acea trădare, prin faptul că cei care nu erau considerați români, care nu sunt considerați români, erau spus, domnule, ești căgăbist. Acum, iată, cei care acum nu sunt români, iată, s-au devenit că ei sunt căgăbiști. Iată, domnul Bușilă, problema este că la momentul actual avem nevoie de, ca în Parlamentul Republicii Moldova, să vină elita politică, intelectuali, medici, pedagogi, care cetățenii se delege. Mi-aduc aminte cu respect de Parlamentul 90. Cine era? Era Floarea Țării, Alexandru Moșanu, Nicolae Costin, Lidia Istrati, Ion Vatamanu. Deci am avut un parlament ales în mod direct. Deci cetățenii știau cine sunt deputații lor. Acum noi votăm spisca. Votăm partidele politice, așa cum a fost și pe PCD-ul, care l-am întrebat pe domnul Secăreanu. Domnul Secăreanu, de câte ori ați votat contrar voinței dumneavoastră, respectând disciplina lui Iuri Roșca? Deci permanent, domnul Cernin. Vă aduc aminte că este de datoria dumneavoastră să vă cronometrați timpul și să-l alocați pentru răspunsuri și pentru întrebările celorlalți invitați din tău. Eu doar unul este afișat, este afișat pe ecran și puteți urmări ca să vă gestionați bine timpul. Rău. Eu doar unul spun. Domnule Cernin, dumneavoastră, aproape nimic nu cunoașteți din politica noastră națională. Din păcate, eu vă credeam un om mult mai priceput. Dar din 90... Eu cred că nu merită să discut prea mult cu legea asta, că e problemă. Să vorbim aici despre Eu am vrut să spun. Cum asta ați fost până acum în cadrul Partidului Liberal și acum candidați independent. Nu vreau să vă atac la persoană. Dar vreau să spun că... care a spus că nu sunt membru. Mie nu mă interesează declarații domnul Ghimpu și partidul din care ați făcut parte. Eu am crezut că dumneavoastră sunteți un alt om, dar din păcate ați rămas același. Eu mă refer mai mult la problemele țării și la problemele guvernării care 5 ani au condus această țară și au dus-o la sapă de lemn. Și acum dumneavoastră ieșiți și o criticați, dar de și au apărat. Este foarte urât. Eu mai departe, eu nu vreau să polemizez cu dumneavoastră. Eu sunt într-o discuție și am dreptul. Eu nu vreau să polemizez cu dumneavoastră la acest subiect. Eu vreau să polemizez cu moderatorii și cu alții invitați și cu alegătorii noștri. Exact. Deci vreau să spun un lucru, domnul Bușilă. Faptul că ați purtat și domnul Roșca a purtat tricolorul în piață și acum a purtat cămașă căgăbiste rusești, iată, asta e dovada că dumneavoastră v-ați schimbat și v-ați schimbat enorm. Eu am rămas acel om consecvent, corect, aproape de oameni din nevoile lor. Eu ce am spus în 90, ce am spus în fața mișcării studențești, ce am spus în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, asta spun și permanent am fost taxat pe problemele cetățenilor simple. Și toată lumea care o să întrebați, o să vedeți că Oleg Cernem a rămas acel intransigent, corect, obiectiv și incomod pentru foarte multe partide politice, inclusiv pentru PPCD. Acum eu dumneavoastră o să răspund și o să vă spun ca replică în privința cămășilor noastre, domnule Oleg Cernem. Noi nu umblăm cu cămăși, cravată, cu gulerașa albi, frumoși, cu mașină după mine și cu secretare și cu oameni plătiți de la bugetul statului. Noi ne-am luat cămeșele astea pentru a demonstra consecvența, corectitudinea și curajul în lupta cu corupția, în lupta cu birocrația, în lupta cu oligarhia și nu sunt cămeși cum dumneavoastră credeți în mintea dumneavoastră. Eu știu că Dzerzhinski avea exact așa culoare cămașă. Ideile dumneavoastră preconcepute și aveți tot dreptul să adresați întrebarea, este rândul dumneavoastră. De asta și trăim așa în țară, cum gândiți dumneavoastră. Da, eu vreau să adresez o întrebare domnului Ciorbă. Da, vă rog. Nicolae Chertoacă a spus despre că cunoașteți anumite scheme de corupție, adică cunoașteți... Chiar toate de asta curent, toate le cunoașteți. Să înțeleg că le cunoașteți prin prisma statutului și activității domnului Chertoacă ca fost angajat al serviciilor de informații și dânsul au absolvit cea mai mare instituție de securitate din Federația Rusă, plus domnul Chertoacă a fost ambasadorul numit de guvernarea comunistă. Deci schemele oligarhice au fost atunci stabilite când domnul Chertoacă era ambasador în Statele Unite și reprezenta statul nostru în cel mai mare stat american. Când ați avut dreptate? Acum sau atunci când domnul Chertoacă era împreună cu guvernarea comunistă? Domnule Cernei, nu ne-am mai adresat aceeași întrebare că domnul Chertoacă a fost, nu a absolvit niciun instituție de securitate. Domnul Chertoacă a fost
așa numită contrazvedcă, a fost în serviciile militare și nici de cum n-a fost în serviciile secrete. Cum spuneți, aleastră operați cu KGB-ul, da? Chiar dacă a fost pe atunci persoane care au lucrat într-un sistem sau altul, trebuie cineva să ne, sau las cineva să demonstreze sau să spună că domnul Chirtoacă este amestecat în unele afaceri sau unele lucruri murdare care țin de politica țării. Pe atunci când era ambasador, ce face un ambasador într-o țară? Doar se preocupă de problemele de politica externă a statului pe care îl reprezintă. Și mie mi se pare că domnul Chirtoacă a făcut acest lucru foarte și foarte bine. Nu avem nicio legătură. Noi am rugat și prin intermediul diferitelor surse de informare masă să ne spună dacă cineva din partidul nostru este murdar sau a fost implicat într-o schemă oricare, un lucru pe care nu poate să le demonstreze nimeni. Ca pregătire, ca politician, mie mi se pare că al doilea om în Republica Moldova astăzi, noi nu avem ca acest Nicolae Chirtoacă. Acest lucru puteți vedea la toate dezbaterile care au loc la televiziune. Noi nu suntem un partid de asta, eu știu, extremă de dreapta sau de stil. Suntem un partid centrist și, mai bine zis, centrist dreapta. Și nu am făcut probleme nimănui. Noi cunoaștem aceste scheme și aceste scheme le cunoaștem nu doar noi, le cunoaștem sau nevoastre, le cunosc toți. Care sunt ele? Care a fost? Toate care sunt. Spre exemplu, ce doriți? Orice legile care sunt făcute criminale. Spre exemplu, metal feros, da? Eu nu pot să vând, eu ca persoană fizică, nu pot să vând metalul undeva. Trebuie să-l duc la metal feros, să-l dau cu un leu și ceva, ca acestea la rândul său să-l vândă în altă parte, aibă un profit din partea asta. Mai departe, băncile care s-au furat, nu trebuie, că nu este în plus ca să vorbesc despre bănci, despre sistemul bancar în genere, să vorbim în Republica Moldova, care ar trebui să profităm noi cetățenii din urma acestor servicii bancare, însă nu avem posibilitatea să o facem, pentru că sistemul bancar, de fapt, este unul foarte corupt. În ce domeniu vreți? Uitați-vă în sistemul în medicină, da? În medicină. Uitați-vă câte instituții în Chișinău apar ca ciuperci după ploaie, o instituție după alta, care sunt chemate pentru reabilitare populației, sunt pentru diferite operații și mai departe. Duceți-vă în sate, în localitățile rurale și o să vedeți ce dezastru este la capitolul medicină, adică asigurare medicală. Pur și simplu, este dezastru. Domnule Cior, și multe altele, da. Vă readuc aminte să urmăriți timpul alocat dumneavoastră ca să aveți și timp pentru a adresa întrebări. Da, vă mulțumesc. Și multe altele, adică toate schemele care sunt, noi le vom publica, cred că peste o săptămână, două aceste scheme. Ele au fost, de fapt, publicate și mai înainte, dar n-au văzut lumina zilei, pentru că ele au fost, iarăși, de aceiași oligarhi, au fost cumpărate sau au fost stopate. Domnule Cernei, aveți întrebarea dumneavoastră pentru domnul Bușilă. Domnul Bușilă, eu vă cunosc personal, inclusiv și multă, multă lume tânără care este în jurul lui Iurie Roșca. Spuneți, vă rog, noi astăzi sunteți la începutul unei cariere politice, ca și colegii noastre, foarte tineri. Noi astăzi a fost cel care a promovat limba română, istoria românilor, românismul în sine. Toată lumea vă cunoaște ca un promotor al valorilor românești. Cum de se face că moralitatea al domnului Rușca este la zero, iar voi, echipa aceasta de tineri, continuați să rămâneți în jurul lui? Ce vă leagă cu Iurie Roșca, care nu are nicio valoare ca lider politic și voi sunteți la începutul unei cariere politice? Dumneavoastră, Radu Bușilu, de ce sunteți și ce vă leagă cu Iurie Roșca? Eu cred că, domnule Oleg, dumneavoastră vă luați prea mult în serios. Unu. Și doi, dumneavoastră afirmați cu certitudine nu aveți niciun viitor politic. În cele ce urmează voi comunica că, inclusiv dumneavoastră, domnule Oleg, să știți că astăzi la noi în țară un pachet minim social pentru o familie tânără, pentru a crește un copil, este de 8.400 de lei. Da? Noi astăzi nu avem aceste posibilități. De aceea oamenii tineri care lucrează ca funcționari și primesc 2.500-3.000 de lei, pleacă peste hotare în nădăjduire de a găsi un loc de muncă. De asta nu doresc să nască copii, pentru că nu au cu ce întreține. De asta oamenii tineri nu văd viitorul, nu-și leagă speranțele. De asta, stimați prieteni, astăzi în premieră, conform sondajelor, 25% din copiii care au mers în clasele 1 au fost mai puțin decât cu 10 ani în urmă. Conform altui raport, 230.000 în ultimele 8 luni de zile persoane au plecat peste hotarele țării în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, țara este plină de corupte, de oameni vechi care conduc sistemul corupt și până măduva oaselor. Recent vreau să spun un raport al Curții de Conturi a demonstrat domnul Serafim Urecheanu că
4 miliarde de lei au fost cheltuiți din banii bugetari contrar destinației. Noi astăzi ne punem întrebarea unde sunt banii noștri, de ce nu sunt cheltuiți pentru familii tinere, pentru susținerea producătorilor autohtoni, pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Iată unde sunt cheltuiți. S-a demonstrat și mai departe? De asemenea, eu v-am întrebat ce vă leagă Iurii Nu mă interesează Roșca. Ce m-ați întrebat. Puteți întrebați pe altcineva. Deci eu comunic cu oamenii care au ce asculta și au ce gândi, domnule Cernic. Deci nu vreți mai să răspundeți departe, la întrebare? Nu vreau să răspund la întrebare. Deci, mi-astră trebuie să știți că să banii voi care rușine de Iurie Roșca, să motivați de ce sunteți alături de Iurie Roșca. De ce astăzi noi avem un raport care demonstrează că 20 de milioane de euro au fost cheltuiți din Federația Rusă, prin intermediul băncilor din Republica Moldova și astăzi încă nimeni nu a fost tras la răspundere. Despre asta noi trebuie să discutăm astăzi în țara noastră. 18 miliarde au fost furate, au fost spălate prin intermediul băncilor noastre. Pe noi nu ne interesează atacuri la persoane, pe noi ne interesează probleme fundamentale societății noastre. Pe noi ne interesează cum trăim astăzi mai bine ca ieri, cum să nu fugă lumea din țara noastră. Noi am declarat război oamenilor vechi, oamenilor veniți din sistem, oamenilor care ne atacă și solicităm sprijinul oamenilor tineri, oamenilor care doresc să înceapă o afacere, să întemeieze o familie, să înceapă un viitor la noi în țară. Noi ne-am săturat cu lupta între România și Rusia pe teritoriul nostru, între vest și est. Noi suntem pentru dezvoltarea țării noastre, pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru independența economică, politică, mediatică, din toate punctele de vedere a Republicii noastre. 20 de ani erați pentru România, dar acum văd că vă încurcă România, să înțeleg. Eu atât am avut de spus. Domnul da, Ceva, aveți întrebarea, la dispoziție un minut și 3 secunde. Da, da, am și eu o întrebare, da. Aveți tot dreptul să acordați întrebări. Acum, eu, ca să nu fac o sugestie neapărat, dar vă calculați timpul așa cum considerați dumneavoastră necesar. Doar pe scurt, pentru domnul Oleg Cernei, aveți timp foarte scurt. După câte cunosc eu, alea voastră ați fost și în partidul domnului Urecheanu, ați fost, da, ați fost și la PL. Și în ultimul timp văd că sunteți, candidat independent. Eu nu știu, eu vă doresc succese, dar am văzut că oameni, vedeți că politica se face acum mai ales prin bani, dar nu prin bani mărunți, dar prin bani foarte mari. Și practica a demonstrat că chiar și oameni foarte bogați care au candidat independent nu au avut acces în Parlament. Care sunt aturile dumneavoastră? Cum vreți să ajungeți până acolo și cu ce o să adeveniți alegători în acest sens? Scurt, neîncrederea cetățenilor în partide politice este una enormă. Cei indeciși sunt foarte mulți și prezența mea în această campanie electorală le oferă posibilitatea să voteze altceva decât sistemul de partide oligarhizat. Deci Oleg Cernei va fi viitorul deputat independent în Parlamentul Republicii Moldova. Eu vă doresc succese, dar... Aveți o întrebare pentru domnul Bușilă, dacă vă încadrați. La noi în sport, eu de fapt când vin din sport, se spune așa, că e greu să ajungi la vârful, da, competiției, dar și mai greu să te menții. Cum de s-a întâmplat așa că undeva să nu v-ați putut menține, fiind deja la putere, de fapt, în anii care se vorbim? Din păcate vreau să vă aduc la cunoștință că noi la putere nu am fost, noi am fost în cadrul Parlamentului. În Parlament, da, da, ca Parlament. Așa s-a întâmplat, noi nu ne uităm în trecut, nu ne uităm în viitor. Personal nu am fost niciodată nici în Parlament, nici ministru, nici în alte funcții de stat, dar tindem ca domnul să schimbăm lucrurile într-adevăr spre bine. Timpul dumneavoastră a expirat. Urmează runda întrebărilor Blitz. Vă readuc aminte care sunt regulile acestei runde. Aveți un minut la dispoziție, câte 20 de secunde pentru fiecare răspuns. La secunda 15 veți auzi semnalul sonor care vă indică faptul că mai aveți 5 secunde ca să vă încadrați în timpul acordat de 20 de secunde per fiecare întrebare. În total veți avea câte 3 întrebări. O să începem așadar cu domnul Cernei. Practica alegerilor parlamentare arată că niciodată un candidat independent nu a acumulat suficiente voturi pentru a ajunge în Parlament. De ce credeți că dumneavoastră veți reuși? Numerați cel puțin 2-3 argumente în acest sens. Deci primul argument este că la momentul actual, candidatul independent, conform codului electoral, trebuie să aibă 2% de accedere în Parlament. Sau dacă avem o logică, deci 101 deputați la 100%, un deputat trebuie să aibă 1% de reprezentare a cetățenilor. Deci aici este un principiu discriminatoriu. 2. Sistemul de partide politice... Îmi pare rău, domnule Cernei, 20 secunde pentru fiecare întrebare. Dacă ajungeți deputat în Parlament,
Cu ce partid veți colabora pentru înfăptuirea actului puterei, evident? Eu cred că în viitorul Parlament partidele trebuie să colaboreze cu mine, fiindcă eu voi veni cu foarte multe propuneri vis-a-vis de problemele cetățenilor și voi vedea care partide vor realiza și vor promova interesele cetățenilor și nu interesele oligarhii de partid. Sau Parlamentul s-a transformat într-o platformă a oligarhiei transpartinice. De cine sunt oligari? Mulțumesc, domnule Bușilă, o să vă întreb și pe dumneavoastră mai târziu. Domnule Cernei, ultima întrebare. Nu vă considerați trădător din moment ce nu susțineți în aceste alegeri partidul cu care ați intrat în CMC, în Consiliul Municipal Chișinău? Deci eu niciodată n-am trădat. Deci lumea care mă cunoaște din 90-95, greva studenților, activitatea în Consiliul Municipal, activitatea în ce privește promovarea protecției dreptului consumatorului, deci eu am rămas consecvent, principial, incomod, direct și vreau să vă asigur că cetățenii, anume de asemenea deputați, au nevoie în Parlamentul Republicii Moldova. Aproape de oameni, de nevoile lor. Mulțumim. Urmează aceeași rundă, domnule Bușilă. Aveți un minut, dacă mai e nevoie să-mi spuneți pentru a repeta regulile. Regulile, vă aduc aminte, la secunda 15 veți auzi semnalul sonor. Încercați să vă încadrați în timp. Domnule Bușilă, dacă ajungeți în Parlament, veți face PPCD, va face alianță cu PCRM? Dacă noi ajungem cu Parlament, dar noi siguranță vom ajunge în Parlament, noi vom colabora cu toate partidele în afara celor care au fost până acum la guvernare și au guvernat țara 5 ani de zile. Adică cu Partidul Comuniștilor. Domnule Cernei, mai aveți timp. Adică v-am explicat, cu toate partidele care vor intra, dacă vor intra în cadrul Parlamentului, în afară cele care au guvernat și au furat această țară 5 ani de zile. Vă mulțumesc. Care ar fi motivele pentru care electoratul de altă dată al PPCD să vă voteze din nou? Noi nu mizăm pe electoratul de altă dată. Noi mizăm pe un nou electorat, noi mizăm pe oamenii care se gândesc la Republica Moldova, nu se gândesc la alte state, din stânga, din dreapta, nu se gândesc la est, la vest, ci vor și doresc să dezvolte statul puternic care se bazează pe credința în Dumnezeu, pe neutralitate permanentă, pe economie dezvoltată, pe un patriotism economic și pe astfel de valori. Și ultima întrebare. Cât de apropiate sunt ideile și viziunile geopolitice ale politologului rus Alexander Dugin cu planul Roșca? Vreau să spun că atât politologul și geostrategul rus Ivan domnul Dugin, cât și geostrategul profesor român Călin Georgescu, cât și altor personalități din Europa, din Statele Unite, dar și din Federația Rusă, sunt apropiate planului nostru. Noi ne bazăm pe ideile marilor economiști. Domnule Bușilă, vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Tot Dugin scria că Rusia Mare trebuie să includă Moldova, Georgia, Ucraina, nu doar Transnistria, Osetia de Sud și Crimea. Asta ar însemna că susține separatismul, nu știu. Asta e doar o întrebare. Asta e părerea mea, personală. Da, e o întrebare pur... Domnul Dugin e prietenul domnului. Eu am să trec acum la următorul concurent, domnul Ciorbă. Domnule Ciorbă, numiți cel puțin trei beneficii ale implementării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În primul rând, vom avea posibilitatea de a fondul investițional în Republica Moldova va fi unul foarte benefic, adică vom avea posibilitatea să accesăm la fondurile europene. Doi, vom avea posibilitatea să reformăm, pentru că Uniunea Europeană ne impune niște condiții, reforma justiției, reforma procuraturii. Domnule Ciorbă, anularea tariflor vamale, dublarea exporturilor, exact. Scăderea prețurilor la produsele de consum, e simplu. Scăderea pieței și... Eu înțeleg, e chiar luat din program. Din programul nostru, dar, da. Cred că alegătorii ar trebui să-l cunoască mai bine de la dumneavoastră. Și o ultimă întrebare, bine, nu e ultima, a doua. Cum aveți de gând să convingeți oamenii să vă voteze, având în vedere că din partid pleacă oamenii către un altul cu care de fapt luptați, ca să nu zic că este etichetat oligarhic? Știți, migrația asta între persoanele dintr-un partid sau un altul a fost și este tot timpul. Despre cei la care vă referiți la dumneavoastră și a declarat și toate posturile de televiziune arată că a plecat de la Partidul Forța Poporului cu 150 de oameni. Sunt niște minciuni gogonate. El a plecat doar cu fixa și încă doi băieți și atât. Dar posturile de televiziune folosesc de acest moment și noi nu avem o migrație mare în partid. Dar ce migrație este și va fi tot. Domnule Ciorbă, ultima întrebare. Da. De ce nu sunt transparente cheltuielile partidului în această campanie electorală? Cheltuielile sunt transparente atunci când sunt.
Dar, de fapt, partidul nostru are stare financiară, partidul nostru este foarte, foarte mic. Noi avem foarte puține. Vă referiți, cred că, la acel dare de seamă pe care noi am prezentat-o la timp. În timpul cel mai apropiat, noi am prezentat și aceea dare de seamă. Dar noi nu dispunem de acei bani care dispun partidele care sunt la putere acum. Domnule Ciorbă, vă aduc aminte că CECU-ul v-a avertizat la rapoartele financiare, chiar dacă nu există nicio cheltuială, ele trebuie să fie prezentate. Acum suntem la ultima rundă, urmează să vă adresați electoratului. Care este mesajul dumneavoastră? Începem cu domnul Ciorbă, poftim, aveți un minut la dispoziție. Stimați prieteni, nouă permanent ni se spune că mai ales partidele care sunt la putere, că nu există alt partid în afară de cele care astăzi ne conduc pe noi. Nu este adevărat. Sunt un șir de partide, sunt partide cu programe foarte clare, sunt partide cu persoane, cu profesioniști foarte buni, sunt partide care pot realiza aceste programe și acest partid este Partidul Forța Poporului. Partidul Forța Poporului se află în numărul 3 a buletinului de vot. Vă invităm pe toți să votați Partidul Forța Poporului. Vă mulțumesc. Mai aveți 24 de secunde. Dacă doriți să continuați, dacă nu, să știți că timpul dumneavoastră nu se mai recuperează. Da, eu am spus de la bun început că principale momente care vor fi punctate în programul nostru, care sunt punctate în programul nostru, acesta este lansarea economiei, acesta este justiția, acesta este procuratura, acesta este agricultura, care până în prezent așa și n-a fost numită ca direcție prioritară în dezvoltarea Republicii Moldova, învățământul, medicina și multe, multe altele. Domnule Ciorbă, vă mulțumesc. Domnule Bușel, aveți un minut să vă adresați alegătorilor, poftim. Stimați prieteni, noi astăzi venim cu un mesaj absolut nou. Noi suntem împotriva corupției, împotriva crimei, împotriva birocrației și împotriva oligarhiei. Noi am luptat și vom lupta împotriva uzurpării puterii de stat. Noi promovăm interesele tinerilor, interesele noilor familii, care trebuie să se fondeze, trebuie să aibă loc în Republica Moldova. Noi suntem și am fost împotriva oamenilor vechi. Trebuie să-i schimbăm odată și odată. Ei vin și ne spun minciuni în fiecare seară la televizor și iată și îi vedem și astăzi în cadrul dezbaterilor tot aceleași minciuni, tot aceleași minciuni sfruntate le spun în continuare. Noi suntem o echipă tânără, suntem 8 juriști din primii 10 pe listă. Avem pe domnul Iuri Roșca, cel mai experimentat om în Republica Moldova din punct de vedere a politicii. Noi avem un program concret care se numește Planul Roșca, care înseamnă credință în Dumnezeu, unitate națională, stat puternic, patriotism economic și neutralitate permanentă. Votează Partidul Popular Creștin Democrat. Al doilea în buletinul de vot. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Domnule Bușelă, vă mulțumesc. Domnule Cernei, aveți cuvântul. Un minut pentru mesajul pentru alegători. Stimați cetățeni, iată, în această campanie electorală, liderii partidelor politice au început colindatul și promisiunile curg gârlă ca și frunzele după aceste înghesuri care au survenit acum de moment. Au lăsat mașinile luxoase, vilele glamuroase, au lăsat cravată și vă pipăie pe umeri și vă promit în continuare marea și sarea. Sau, la momentul actual, partidele politice s-au adeverit a fi un sistem oligarhic de promovare a intereselor meschine. Cred că avem de promovat o altă alternativă. Deputatul cetățeanul de rând. Vin în această campanie electorală pentru a fi vocea și ochii dumneavoastră în viitor Parlament. Vreau să vă asigur că consecvența, corectitudinea și faptul că voi promova în viitorul Parlament cerințele și doleanțele cetățenilor de rând va fi în această campanie electorală motoul meu principal. Aproape de oameni, de nevoile lor. Vă mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Mâine o să continuăm dezbaterile electorale aici la Jurnal TV. Rămâneți cu noi la ora 19:55. Vă aștept. Acum să aveți o seară bună. La revedere!